Echipa de mini-volei băieți a Clubului Sportiv Școlar Zalău, echipa antrenată de profesorul Giurgiu Horea, s-a calificat în finalul săptămânii trecute la turneul semifinal al campionatului național, după ce a încheiat prima parte a competiției pe locul 2 în cadrul seriei G. Parcurs excelent pentru echipa de mini-volei a Clubului Sportiv Școlar Zalău în cadrul seriei G a campionatului național. După disputarea celor 5 turnee din cadrul primei părți a campionatului, echipa antrenată de profesorul Horea Giurgiu s-a clasat pe locul secund în serie, după CSS Lapidej, și merge în faza superioară a competiției. La ultimul turneu din cadrul seriei G, disputat de vineri până duminică la Zalău, sub organizarea Academiei de Volei Marius Lazar, elevii profesorului Horea Giurgiu au obținut două victorii și au suferit un singur eșec. În prima zi a turneului, CSS Zalău a întâlnit echipa CSS Lapidej, grupare în fața căreia a trebuit să se recunoască învinsă, cu scorul de 3-1 pe seturi, 25-12, 17-25, 25-12 și 25-8, după care în următoarele două zile, zălăuanii au bifat două victorii. Sâmbătă, CSS Zalău a trecut cu scorul de 3-2 de CSS numărul 2 Baia Mare, iar în ultima zi a turneului, în care au întâlnit echipa organizatoare, Academia de Volei Marius Lazar Zalău, elevii lui Horea Giurgiu s-au impus cu scorul de 3-1. Cu 7 victorii de 3 puncte, 2 victorii de 2 puncte și 3 înfrângeri fără punct câștigat, toate suferite în fața clujenilor de la CSS Lapidej, copiii de la CSS Zalău s-au clasat pe locul 2 în serie cu un total de 25 de puncte și s-au calificat, la fel ca și echipa de Speranțe, la turneul semifinal. Cea de-a doua reprezentantă a județului Sălaj în campionatul național de mini volei băieți, echipa Academiei de Volei Marius Lazar din Zalău, grupare aflată la prima participare la o astfel de competiție, a încheiat grupa pe locul 5 cu 3 puncte.